Domnul e cu tine, Israel iubii, și-a promis să ne duce până la sfârșit, până vei vedea de cum lucrava azi, mergi cu el înainte, mergi ca un viteaz. Domnul e cu tine, Israel și-a promis să ne duce până la sfârșit, mâna lui Dumnezeu, cum lucrava azi, mergi cu el înainte, mergi ca un viteaz. Ce putere poartă sub pecetea sa, cuvântul ce spune Sfânta Biblia. Și-a promis să ne duce până la sfârșit, mâna lui vei avea, cum lucrava azi, mergi cu el înainte, mergi ca un viteaz. Prin furtuni în viață, oamenii sunt vii, Israel iubit, și-a promis să ne duce până la sfârșit, mâna lui vei avea, cum lucrava azi, mergi cu el înainte, mergi ca un viteaz. Bizuiți pe Domnul, pe cuvântul sfânt, bazați pe credință, Sfântul legământ, tot ce noi îi cerem, El azi ne va da, căci la El sunt toate, sunt în mâna sa. Domnul e cu tine, Israel iubit, și-a promis să ne duce până la sfârșit. Toți să-mi dea potrivă marea spumedea, nu mă tem că astăzi sunt sub dreapta sa. El mă ocrotește, El mi-e ajutor, tot El mă va scoate veșniluitor. Domnul e cu tine, Israel iubit, și-a promis să ne duce până la sfârșit, mâna lui vei avea, mâna lui vei avea. Mulțumim Domnului pentru ziua, pentru harul măresc ce ne da, pentru tot să-L aducem o seana, până aici Domnul ne-a ajutat, durând copiar în prelună, și-n veci nu ne vom despărți. Hristos pentru vedea Dumnezeu.
confiarăși, adunați într-un loc minunat. Îmbrăcați în veșminte de slavă, vom cânta celui ce ne-a salvat. Tu rei vom fi alim pe lună, și-n veci nu ne vom despărți. Regale va pune cu lună, Hristos pentru veci va domni. Tu rei vom fi alim pe lună, și-n veci despărți. Pe care va pune cu lună, Hristos pentru veci va domni. Dacă azi ne desparte pământul, mărgea ne să oameni de piept, mâine ne va uni legământul prin Iisus Domnul Emanuel. Tu rei vom fi iar împreună și veci nu ne vom despărți. Pe care va pune cu lună Hristos pentru veci va domni. Tu rei vom fi iar împreună și ne vom despărți. Pe care va pune cu lună Hristos pentru veci va domni. Aș vrea să venim înaintea Domnului cu mulțumire, înaintea Domnului. Înainte de a intra în rugăciunea de mulțumire, aș vrea să citesc cuvântul Domnului care se află înscris în 2 Cronici, capitolul 5, începând cu versetul 13. Și mă rog Domnului, lucrul acesta să se întâmple totdeauna în casa Domnului, în familiile noastre și să fim înconjurați de slava lui Dumnezeu. Aleluia! 2 Cronici, capitolul 5, începând cu versetul 13. Și când cei ce sunau din trâmbiți și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiță, chimbale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte. Căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoții n-au mai putut să stea acolo ca să facă slujbă din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Aș vrea de aici încolo să fim plini de Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să fim plini de Dumnezeu. Mergând pe cale, oameni care le place cântarea, oameni care cântă, au un cântă, au un caracter deosebit, sunt mai rafinați, sunt mai buni la inimă, sunt oameni care seamănă cu locurile cerești. Doamne, fă-ne de aici de jos să dorim lucrurile de sus. Amin. Ajută-ne, Doamne!